activitate, 4 regiuni geografice, 4 componente distincte. Pe bună dreptate, proiectul european energie și biomasă este cel mai ambițios proiect în sectorul ecoenergetic din țară. Leuva a devenit raionul lider după numărul instituțiilor publice încălzite cu bioenergie. 21 școli, grădinițe și centre comunitare au trecut la încălzire eco, având un serviciu unic de gestionare a centralelor termice pe biomasă. Acest lucru a fost posibil grație acordului de parteneriat public-privat lansat în premieră pe țară la inițiativa proiectului Energie și Biomasă. Investiția proiectului a fost de 100.000 de euro din fonduri europene, iar investiția agentului economic de 500.000 de euro. La început investim și noi, administrația publică din nivelul 2, investește și partenerul privat foarte mult. Beneficiul cel mai important pentru noi este că copiii noștri vor activa în alte condiții. Centralele termice din cele 21 de instituții se vor afla în gestiunea companiei Green Farm pentru o perioadă de 11 ani, timp în care autoritățile locale vor plăti agentului economic tariful verde pentru energia livrată. Ulterior, centralele termice vor deveni proprietatea Consiliului Raional Leova. În cadrul proiectului parteneriat public-privat între compania noastră și administrația publică locală, au fost construite 19 centrale termice, plus 6 centrale deja construite din sursele europene, care pe parcurs sunt luate în gestiune și vor fi exploatate în timp de 11 ani de către noi. Gimnaziul și grădinița din comuna Javgu, raionul Cimișlea, au fost conectate la sursele energetice de biomasă datorită investițiilor europene gestionate de proiectul Energie și Biomasă. Acum cei aproape 300 de copii, educatori și profesori vin iarna în încăperi încălzite cu energie regenerabilă. În rezultatul implementării acestor proiecte se folosește energie pe bază de biomasă care este produs de producători autohtoni din țară. Deci și sursele financiare rămân în țară, în Republica Moldova. Noi am economisit în jur la 30% din surse financiare. Energia verde devine atractivă și pentru familii. Programul de subvenționare a gospodăriilor casnice a ajutat 500 de familii din sate și orașe mici să-și instaleze în propria casă cazane pe biomasă, la prețuri subvenționate din fonduri europene. Până acum mă foloseam cu gază și era tare scump, în primul rând. Nu mă ținea buzunarul la urmă, 3.000, 4.000 de lei lunar. Nu mă încălzim așa 16-18 grade, dar cu de când am pe ăsta, în jur la 22 de grade tot timpul la mine e cald în casă. Pe 24 de ore, undeva 12 până la 15 kg de brichet. Pentru a stimula crearea de noi afaceri de producere a biocombustibilului, proiectul Energie și Biomasă în parteneriat cu Agenția de Eficiență Energetică și proiectul moldo-japonez 2KR au lansat un fond circulant destinat antreprenorilor ce nu pot acoperi investiția de start a afacerii. Ei pot utiliza această sursă de finanțare pentru a procura în leasing echipament de balotare, tocare și de producere a combustibilului din biomasă, acesta fiind acordat pe o perioadă de 3 ani cu 0% comision, 0% dobândă și 0% TVA. Clienții afacerii mele sunt oamenii care se încălzesc cu cazane de biomasă, chiar și oamenii simpli care au sobe, care se încălzau înainte cu lemne, cărbuni, au trecut mulți oameni la biomasă. Concurenți nu avem, chiar din contra, suntem într-un parteneriat foarte bun cu producătorii din alte raioane. Brichetul este o energie, combustibil care este produs la noi în Moldova. Avem tocător mobil care ducem pe și fermăm tot creanga, facem rumeguri de lemn. Și înainte să zvârlesc de foc, am adică noi producem brichet. Investițiile în viitorul energetic al țării ar fi în van dacă proiectele lansate astăzi nu ar fi susținute și promovate de tineri. Iată de ce proiectul Energie și Biomasă educă tânăra generație într-un stil eco. Mulțumim directoarei gimnaziului, doamnei Elena Goreanu, care a depus efort și a găsit această alternativă de a încălzi școala cu biomasă. E o plăcere să vii la școală și mai ales ne să adunăm cunoștințe. În anul de studii 2013-2014 ne-am încălzit cu bricheți. Sunt mulțumită de proiect, sunt mulțumită de căldura care o avem în instituție. Menține parcursul întregii zile, chiar dacă afară e ger, e frig, înăuntru suntem ca la gura sobei.
Energia din biomasă ajută la dezvoltarea economică și sporește securitatea energetică a țării. Se lansează noi afaceri și se creează noi locuri de muncă în producerea de energie ecologică. Școlile, grădinițele, centrele comunitare au siguranța livrării de energie produsă în Republica Moldova, ce încălzește casele și nu planeta.